Deci în fața dumneavoastră evoluează cenaclul literar Virtutea din comuna Recea, raionul Râșcani, conducător doamna Corina Dascăl. Un fragment din viața Sfântului Gavril Urghibadze. Felicie pentru Dumnezeu și țara în care s-a născut. Pe meleagurile Georgiei, Gruzia de azi, s-a născut un mare propovăduitor al credinței ortodoxe, o manifestare rară a jertfei și iubirii pentru Dumnezeu și aproapele, arhimandritul Gavril Urghibadze, om plin de iubire. Întreaga sa viață a încercat să-și ascundă înțelepciunea sa, iar cei din jur simțeau în el bogăția și harul lui Dumnezeu și veneau la el pentru rugăciune și sfat. Un sfânt al zilelor noastre, un sfânt care a luptat pentru valorile creștine în societatea laicizată de astăzi, fundată la trăirii autentice, a fost numit Iubirea Sfințită și Minunea a secolului 20 pentru neclintita sa credință. Deseori oamenii necredincioși își pun întrebarea: răul este alungat, când este răbdare și bună înțeles. Sfântul Gavril s-a născut în orașul Tbilisi, capitala Georgiei, în anul 1921, rămânând orfan de tată, a fost îndrăzoiat, pentru care Maica Domnului i s-a arătat mai târziu și i-a spus: Tatăl tău a distrus bisericile, iar tu ești cel care trebuie să le refaci. Odată a fost martor la o ceartă între două vecine. Una i-a zis celelalte: nimeni nu i-a putut răspunde la această întrebare și l-au trimis la biserică, care era închisă, nu funcționa. Iar paznicul, tainic, i-a descuiat ușa bisericii, i-a arătat crucea pe care a fost răstignit Iisus Hristos. El, cu evlavie, s-a închinat. Apoi a fost sfătuit să citească istoria vieții lui Iisus Hristos, Evanghelia. A adunat bani, a cumpărat o Evanghelie și a citit-o. De-a lungul timpului a mers în pelerinaje vizitând multe mănăstiri. Apoi ceea ce vedea la biserică imita totul acasă. La început, inconștient, iar treptat, se vede că aceasta l-a ajutat în sfârșirea duhovnicească. Mama Barbara îl îndemnă: trăiește ca și ceilalți copii de vârsta ta. Joacă-te, aleargă, distrează-te. Mama, văzând că el duce o viață ascetică, mama îi smulge Evanghelia din mână, iar copilul plânge și se roagă lui Dumnezeu pentru mama, iar îl foc Evanghelia. Copilul ales de Dumnezeu, de mic, pentru o misiune foarte serioasă și importantă, de a face lumea mai bună, întorcându-l la Dumnezeu, nu dorea să piardă timpul cu nimicul, ci își construiește o chilie din lut, apoi o biserică.
Era un copil neobișnuit. Spunea că îl vede des pe Hristos lângă el. În timpul serviciului militar l-a rugat pe Sfântul Nicolae. Ajută-mă să mă duc în fiecare zi la biserică. În perioada de cerere, i s-a îndeplinit dorința și a fost încredințat în misiunea de păstor. Astfel, s-a putea frecventa zilnic în biserică. 3 ani a durat slujirea militară. Timp de 3 ani mergea zilnic la biserică, unde se închina, se ruga și studia cărțile bisericești. Întors în armată, în anul 1950, a realizat ceva incredibil. În acele timpuri, a construit singur în curtea sa o biserică, adevărată, în curtea casei, care este și astăzi, unde locuiau rudele lui. Acolo a adunat foarte multe obiecte bisericești, icoane decupate din ziarele timpului, obiecte din bisericile pe care le închideau în timpul sovietic. Toate materialele pentru construcție le aduna de la groapă de gunoi. Cam mai târziu, pentru smerenia sa, el zicea: aceștia s-au speriat și au fugit. Îl propovăduia pe Hristos prin diferite mijloace. Purta în piept o tăbliță pe care scria: omul fără dragoste și fără Dumnezeu e ca ulciorul fără fund. Avea un ulcior fără fund și privea la oameni. Credeți în Dumnezeu! El este singurul care a fost, este și va fi. Un alt moment incredibil din acele timpuri a fost că neînficatul părinte Gabriel a dat foc unui portret de 12 metri al lui Lenin, condamnând idolatria. El a ocupat tribuna și a început să-l propovăduiască pe Hristos în timpul democrației din 1 mai 1965, fapt pentru care a fost arestat, dar nu a fost executat, căci el avea să fie cel care aducea lumina lui Hristos în acele vremuri tulbure. A fost întemnițat, bătut, chinuit și chemat deseori la anchetă. Mare ești Tu, Doamne, și minunate sunt lucrările Tale. Mintea omenească nu cuprinde minunile Tale. Iar când anchetătorul a trebuit să-l cheme să-l interogheze surprinzător pentru gardie, s-a reținut parcă fără motiv. Dar în acest timp, i s-a arătat Maica Domnului și i-a zis: pentru Dumnezeu, eliberați acest om care vă așteaptă pe coridor. În închisoare era pelduitor, nu se ferea de muncă, dar aici nu avea la îndemână obiecte sfinte, bisericești, care să-l ajute să-și manifeste credința sa în Dumnezeu. Dintr-o metru am făcut o cruce și am început să propovăduiesc despre dragoste, despre credință, despre Iisus Hristos. În curând, la acea cruce au început să se roage cu toții. L-a propovăduit pe Hristos până a fi la închisoare și după. Ieșea în joia sau vinerea mare, a patimilor, lui Hristos și spunea tuturor: Gabriel a venit odată o tânără la mănăstire.
după slujbă, spre seară, a spus că merge acasă, iar părintele Gabriel i-a spus să rămână până a doua zi, căci o așteaptă o mare nenorocire. A doua zi, înainte de a merge acasă, i-a dat o candelă, tămâie și o cruce. Astfel, i-a aflat că tatăl ei, sănătos fiind, s-a stins din viață. Principalul merit al părintelui Gabriel Urghebaţe este că în acele vremuri grele și dificile, el a reușit să păstreze credința ortodoxă în Georgia. Fiind un prieten neînfricat, devotat și credincios, păstorului celui bun al preadulcelui Domn Iisus Hristos, lăsând următorul testament tuturor creștinilor. Slavă lui Hristos Dumnezeu! Dumnezeu este iubire! În iubire este cuprinsă aflarea împărăției cerurilor în această lume văzută și moștenirea vieții veșnice. Fiți buni și smeriți! Pentru smerenia noastră ne-a pomenit Domnul. Celor smeriți Dumnezeu le va da har. În fața fiecărui om să vă comportați cu smerenie, bunătate și dragoste. Scopul întregii noastre vieți și a întregii lumi văzute consemnă apropierea de Dumnezeu. Adevărul e nemurirea sufletului. Cuviosul părinte Gabriel Urghebaţe, prin trăirea sa, prin propovăduire, trezea poporul la trăirea adevărate credințe. Arhimandritul Gabriel transmitea mesajul că Dumnezeu este deasupra tuturor, a totiitorul, că El trebuie să conducă această lume și că El este Cel care trebuie să conducă întreg globul pământesc. Faceți fapte bune! Prin faptele voastre bune vă veți mântui! Le mulțumim frumos Cenaclul Literar din Comuna Recea, Raionul Râșcani, conducător artistic, doamna Corina Dascăl. Le mulțumim frumos tuturor copiii, să știți că meritați astăzi aplauzele tuturor oaspeților și a juriului. Și aceste cadouri și aceste iconițe sunt pentru voi. Vă mulțumim!